Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre etică profesională, care poate fi aplicată în toate domeniile. Odată ce tehnologiile informaționale au avansat, mulți profesioniști din diverse domenii au o libertate de exprimare largă pe orice temă, pe diverse platforme online. Desi ori suntem martori în comentariile unor profesioniști în diverse domenii care sunt discriminatorii pe criterii de rasă, de sex, orientare sexuală, identitate de gen, stare civilă, etc. Putem observa că societatea civilă rămâne uimită de aceste comentarii și se întreabă dacă este ori nu etic să se expună un profesionist în așa manieră în public. Ce înseamnă, de fapt, etica profesională? De unde până unde se răspândește? Trebuie oare aceasta să aibă aplicarea doar la locul de muncă și doar strict în timpul orelor de muncă, ori trebuie să fie aplicată și atunci când nu ne vede nimeni? Am, um, am, și, am să încerc de fapt să explic pe scurt ce prevăd și ce ne învață codurile de etică elaborate de mai multe instituții internaționale. Etica profesională se bazează de fapt pe un set de principii care sunt menite să ne ajute să guvernăm procesul decizional și să distingem binele de rău. Acestea sunt stabilite într-un cod de etică. Aceste principii prezintă misiunea și valorile unei organizații, modul în care profesioniștii din cadrul organizației trebuie să abordeze problemele și standardele la care sunt angajați salariații. Atunci când vorbim de etică, integritatea trebuie să fie pe primul loc. Acesta înseamnă că trebuie să ai principii etice și morale puternice și este o trăsătură esențială pe care angajatorii o apreciază foarte mult. Integritatea este fundamentul unei relații de succes. Promovează o cultură profesională în care indivizii pot depinde unii de alții și se pot trata reciproc cu respect. Drept urmare, oamenii sunt de obicei mai productivi și motivați la locul de muncă. Integritatea este acțiunea, comportament onorabil chiar și atunci când nimeni nu te privește. Oamenii cu integritate respectă principiile morale și etice în toate aspectele vieții, nu doar la locul de muncă. Atunci când persoana este integră, aceasta este mai bine echipată pentru a oferi servicii de înaltă calitate și pentru a menține o reputație pozitivă. Când persoana cu care lucrați este integră, puteți avea încrederea că va lucra cu siguranță în interesul oamenilor. Acum aș vrea să mă opresc foarte puțin la etica avocaților și celor care uh, prestează servicii publice. Atunci când un avocat reprezintă un client, acesta nu trebuie să încalce drepturile terților. Un avocat nu trebuie să utilizeze mijloace care nu au alt scop uh, substanțial decât să geneze sau să împovăreze o terță persoană sau să folosească metode de obținere a probilor care încalcă drepturile legale ale unei astfel de persoane. Cu regret, o să observăm de multe ori în Moldova cum inclusiv în procesele de judecată, oponenții vin cu argumente ce au un singur scop, Se geneze, să umilească, ori să discrimineze oponenții, ori martorii acestora. Ceea ce la noi se consideră apărare, libertate de exprimare, judecata de valoare, la americani se consideră încălcarea codului de etică. Într-un proces judiciar, scopul profesioniștilor este să stabilească adevărul și să restabilească drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Nu poți să aperi drepturile unei persoane încălcând legislația și încălcând drepturile altor persoane. Este o batere profesională pentru avocații americani. Ar fi cazul, de fapt, și pentru Moldova să fie în următoarele situații. Săvârșește o faptă penală care se reflectă negativ asupra onestității, încrederii sau capacității avocatului ca avocat. Să se angajeze într-un comportament care implică necinstea, înșelăciunea sau denaturare. Să se angajeze într-o conduită care denaturează sau dăunează administrării justiției să se angajeze într-o conduită pe care avocatul o cunoaște sau ar trebui să știe în mod rezonabil că este hărțuire sau discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, origine, naționalitate, etnie, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, stare civilă sau stare socioeconomică în conduita legală și în practica avocaturii. În concluzie, etica profesională se extinde și în afara orelor de muncă. Se presupune că specialiștii în cazul dat Avocații, juriști, cei din sistemul de justiție cunosc ce înseamnă discriminarea și criteriile de discriminare. Astfel, aceștia nu au niciun drept legal. Ori, dacă vorbim de etică, niciun drept etic, să vină cu mesaje publice care să discrimineze, deoarece se presupune că avocații, juriștii, cei din domeniul justiției cunosc, ori ar trebui să cunoscă în mod rezonabil ce înseamnă discriminare, ce înseamnă hărțuire, ce înseamnă umilire și jignire. Nu putem să vedem cu un mesaj public ori privat care discriminează persoanele în baza unui criteriu prevăzut de lege și să facem referire că e opinia noastră, că noi spunem ce ne place nouă și că noi avem alte viziuni decât cele ce ni le impune legea. Plăcerile noastre personale ar fi bine să rămână nevociferate în public atâta timp cât ele sunt contrare eticii profesionale, legislației naționale și internaționale. Cu aceasta E tot ce am vrut să vă spun, eu vă doresc succes și haideți să ne comportăm etic și în afara orelor de muncă. Atunci când plecăm de la muncă, să nu uităm ce profesie îmbrățișăm și ce vrem să transmitem acestei societăți. Vă mulțumesc!